Aici avem sistemul de sunet, home cinema. Cuierul. Bucătăria. Patul, dormitorul implicit. Aici este frigiderul. De mai avem o bere rece. Niște ciocolată. Mai mult de jumătate de Jäger. Aici e geamul de la dormitor. Vederea nu este așa încântătoare ca în oraș, dar se pot vedea puțin munții. Se vede o văiugă aici mai micuță. Văiuga morarului. Creasta morarului. Coștila. Văile nordice. Așa. Hai să ne dăm jos din pat. Aici e debaraua. În debara sunt papucii. Și niște șlapi ei, dar merg. Ne încălțăm. Și mergem la baie. Baia aici, un pic mai în stânga, dar până la baie să vedem priveliștea de pe geamul din baie. Pe geamul din baie se poate vedea Valea Bucșoiului, tot așa o văiugă secundară foarte mică, dar arată binișor. Creasta Bucșoiului mic, numită și creasta Balaurului. Bucșoiul Mare, vârful Bucșoiul Mare cu vâlcelul de sub vârf. Aici undeva mai jos, vâlcelul Portițelor și vâlcelul Grohotișului, tot de pe geamul din baie se observă foarte bine. Se poate vedea și acolo. Aici deja suntem pe fereastra vestică a dormitorului. În depărtare e vârful Omul. Brânele, brâna mare a morarului, Bruacelor, Bru de mijloc. Aici am dormit azi noapte, în dormitor. Cam ăsta ar fi dormitorul. Sistemul home cinema este foarte bine pus la punct. Da, salteaua de pat, sticla. Deci vedeți aici, este un bass booster nemaipomenit. Bara de aluminiu, în caz că aveam vizitatori, se poate monta și pe verticală. Aici undeva este un piton cu un cap de coardă. Mă va folosi când mă voi da jos de aici, cred. Plin de capre negre. Și cu patru, da, și cu două picioare. Secundara din morar. Căldarea morarului. Ia să coborâm acum în dormitor. Da.
Așa. Putem să dăm bara de aluminiu de aici. Ne mai folosește. Nici nu ne-a folosit. Că n-a venit nimeni. Așa. Camara. Și un lucru de neprețuit. Toată noaptea am visat bere. Nu știu de ce. Good one. Încă o dată, ultimele imagini din dormitor și o privire spre om. Ura!